Salut, Nicu. Urmează o partidă cu CFR Cluj, ultima din sezonul regulat. Cum vezi acest meci? Salut. O partidă foarte grea. Ținând cont că jucăm cu campioana României, jucători foarte buni. Vin după un rezultat pozitiv și ei și cu siguranță vor veni ei să câștige puncte. Dar noi sperăm să facem un joc la fel de bun ca cel cu FCSB și să ieșim învingători. Acum întrebări din partea reprezentanților mass media. CFR are mulți absenții importanți la acest meci. În condițiile acestea, este obligatorie victoria? Obligatorie victoria era și dacă nu aveau absenți. Dar acum ei au alți jucători pe bancă care îi pot înlocui pe cei absenți. Important este ce facem noi, pentru că ați văzut și de noastră, am avut o atitudine foarte bună în meciul cu FCSB, un joc foarte bun creat de toți jucătorii și acest lucru ne dă moral bun pentru a avea o determinare și mai bună cu meciul cu CFR. În ultimele două partide, CFR nu a arătat o formă sportivă foarte bună. Credeți că puteți profita și voi de acest lucru? Da, posibil să aibă o scădere de formă, dar și așa rămâne o echipă puternică, cu jucătorii valoroși care oricând pot face diferența și de aceea trebuie să fim atenți la fiecare fază, să nu cumva să lăsăm garda jos, că niciodată nu se știe ce se va întâmpla. Ai vreo preferință referitoare la echipele care vor merge alături de voi în play-off? Sincer, nu. Important era să ajungem noi aici, pentru că doar așa puteam să ne batem la titlu. Am ajuns foarte repede în play-off cu multe înainte de terminarea campionatului. Acest lucru ne dă un moral, o încredere foarte mare și suntem încrezători că putem anul acesta să câștigăm campionatul. Nu ai jucat în ultima etapă a sezonului trecut. Te mai gândești încă la acea partidă și dacă cumva acest meci este și o revanșă? Nu mă gândesc la așa ceva. Mi-a părut rău atunci că nu am putut să joc. A fost ca o finală sau a fost chiar finala acel meci pentru campionat. Îmi pare rău că am pierdut, dar acum este cu totul și totul al meci. Sperăm să ieșim învingători, nu mai contează ce a fost. Lași impresia că poți alerga 3 meciuri unul după altul, dacă este cazul. Și când spunem asta, referim atât la forma de la echipa de club, dar și de la forma de la echipa națională. Consider că în acest moment ești în cel mai bun moment al carierei tale, sau cel puțin de când te-ai reprofilat ca fundaș? Nu știu ce să zic. Posibil să fiu, dar cred că am avut o perioadă foarte bună și cu Davis Mangia și cu domnul Bergodi. Am jucat foarte bine. Eu zic că ușor-ușor acest post de fundaș stânga nu trebuie să mai pună semne de întrebări. Eu zic că îmi fac treaba foarte bine și pe defensiv, că tot se vorbea că nu îmi fac treaba foarte bine. Și acest lucru se vede de la meci la meci. Sunt într-o creștere și sper din ce în ce să fiu mai bun. Creva în acest moment doi fundași stânga foarte buni. Atât tu cât și Bogdan Vătăgelu. Ai fi dispus poate să evoluezi pe alt post ca să îi permiți și lui Vătă să... Chiar ieri am vorbit cu Mister și cu Vătă și am făcut o glumă. I-am zis că la meciul cu FCSB a jucat foarte bine Vătă, dar cel mai bun randament îl dă pe post de fundaș dreapta, pentru ca noi să putem să jucăm împreună. Este un jucător valoros și Vătă, știm cu toții asta, avea nevoie de meciuri pentru a prinde încredere. Și ușor, ușor se vede că chiar dacă nu joacă postul lui, este un jucător de bază pentru noi. La ultima acțiune a echipei naționale ai dat 2 asisturi, din păcate meciul a fost pierdut. Ce sunt de înțeles de acel meci? Ai putut să te bucuri pentru reușitele tale? Sau? Nu, a fost cea mai mare dezamăgire, mai ales că am avut meciul în mână. Dar, din păcate, în fotbal niciodată nu pot să spui că meciul este câștigat până nu fără arbitru finalul jocului. Ce pot să zic? Am stat de vorbă după meci între noi, dar mare lucru, nu mai aveam ce să mai facem, jocul a fost pierdut. Sperăm să meciul următoare să nu mai se întâmple așa ceva.